тому на поясі отримували În primul rând, vă salutăm aici la Consiliul Regional Calcul. Vă spun bun venit, domnul președinte Republicii Moldova, domnul Igor Dodon. Vă salutăm aici la Calcul, cu activul Regionului Calcul. Vorbim despre primari, șefii de servicii disconcentrate. Ca să cunoașteți poziția mea, reforma administrației publice locale a fost lansat anterior un concept prin care se presupunea că să fie lichidate raioanele și primăriile care au mai puțin de 3-5.000 de locuitori. Eu am convenit cu guvernul, am spus că eu voi bloca această reformă și am convenit că până la următoarele alegeri parlamentare această reformă să nu aibă loc. Pe urmă o să vedem ce majoritate parlamentară o să fie și ce decizii va lua. Eu consider că este o greșeală să mergem pe lichidarea primăriilor acum. Imaginați-vă, primării mai puțin de 3-5.000, la dumneavoastră am precis că vreo cel puțin jumate. Să lichidezi primărie ca oamenii să meargă peste câteva sate în primărie pentru un certificat de naștere sau pentru un certificat cadastral și așa mai departe. Aici, de asemenea, poziția mea este una foarte dură. Această reformă, în opinia mea, nu va duce la îmbunătățirea situației și eu sunt categoric împotriva ei și o vom stopa. Nici o problemă. Eu sunt foarte curios. Dacă îmi permiți dumneavoastră să intervin, colegii mei ca o emoție. E problema care... Eu, în anii 2005-2009, am fost responsabil de proiectul de la Giurgiulești. Nu știu dacă mai sunt primari care au fost atunci primari. Da, 2007. 2007. Înseamnă că la sigur noi am discutat cu dumneavoastră. În perioada 2005-2009, am fost responsabil din partea Guvernului pentru proiectul investiționat la Giurgiulești și, practic, tot ce s-a făcut la Giurgiulești, eu am fost implicat ca coordonator din partea Guvernului. Noi, încă în anul 2008, am elaborat tot ceea ce ține de proiectul tehnic, în 2008, când noi eram încă ministru economiei, prim viceprim-ministru. Atunci, la acea etapă, la noi era planificat construcția acestui drum ca să nu trecem prin sate, pentru că era evident că dacă se lansează așa obiectiv investițional destul de mare, port și terminal Marfar, terminal de cerealiere și petrolier, evident că dacă nu se construiesc drumuri de ocolire, atunci vor fi probleme în sate. Până în 2015 trebuie să fie construit. Informația care eu cunosc încă din perioada aceea. Evident că când am venit încoace, eu m-am documentat, pentru că cunosc că aceasta este una din problemele de bază. Din câte cunosc eu, licitația care a fost lansată pentru acest drum mai târziu a fost anulată, cu regret de cei care sunt sau au fost până acum în guvern.
Eu pot să vă promit doar una, că voi depune eforturi, în primul rând, ca să ridicăm acel proiect, ca dumneavoastră cunoașteți, pentru că proiectul este actual. Dacă acel din când am fost eu, când eram încă ministru, nu este acum actual, trebuie revăzut, dar trebuie să ne mișcăm destul de repede.